Peste 6.000 de decese s-au înregistrat numai anul trecut din cauza cancerului colorectal în România. Acest tip de cancer se situează pe locul 2 ca incidență și ca mortalitate, cu peste 11.000 de cazuri noi. Practic, 4 persoane din 100 suferă de cancer colorectal, o boală cu prognostic bun dacă este diagnosticată precoce. Și în sfârșit, în România se derulează un program de screening pentru cancer colorectal sub forma unor proiecte pilot reunite sub denumirea de ROCAS, cu ajutorul cărora românii cu vârsta cuprinsă între 50 și 74 de ani pot beneficia de servicii medicale menite să depisteze acest tip de cancer. După cum știm, s-a lansat recent un program de combatere a cancerelor la nivel național, iar cancerul colorectal este unul dintre cancerele vizate în acest program. În ce stadiu se află programul de screening al acestui tip de cancer? Sunt 4 regiuni vizate de astfel de proiecte pilot. Unul este în sud-vest, respectiv Oltenia, cu centru de screening în Craiova, la UMF Craiova. Al doilea este Sud-Muntenia, cu centru de screening la Institutul Clinic Fundeni, despre care vă pot spune mai multe detalii pentru că sunt direct implicată. Al treilea proiect este București-Ilfov, deci iată că și populația din București și Ilfov are acces la astfel de proiect de pilot de screening al cancerului colorectal, care are centru de screening la Spitalul Militar Central. Iar al patrulea este, vizează zona Dobrogei, cu centru de screening la Universitatea Ovidius din Constanța. În acest moment au demarat Oltenia, Sud-Muntenia și București-Ilfov. Pot să vă spun că pe Sud-Muntenia sunt operaționali din 27 ianuarie 44 de medici de familie, 44 de locații unde se poate face acest screening de cancer colorectal. Vă pot spune și ca și număr, sunt 15 în Argeș, 15 în Prahova, câte 3 în Ialomița, Călăraș, Telorman, Giurgiu, 2 în Dâmbovița, urmând să fie afiliați pe rând, pentru că vedeți și dumneavoastră, aceste proiecte pilot ar trebui să se desfășoare concertat și cu mare grijă pentru a putea asigura un flux normal al activității respective. Nici cu supraîncărcare, nici cu subîncărcare. Și aici este rolul centrului de screening de a coordona această activitate în teren. În București a demarat programul? În București a demarat, sunt 10 medici de familie implicați, București și Ilfov. Deocamdată sunt la stadiu de a pregăti un bun start și să sperăm că în curând vor fi și alte locații în afara celor 10. Și Sud-Muntenia a pornit cu 3 medici în noiembrie și pe parcurs au fost lansați alți medici, astfel încât la sfârșitul lui ianuarie au fost 44. Cu alte cuvinte, să înțeleg că invitați pe colegii dumneavoastră medici care încă nu s-au înrolat în program să intre. Îi rog să adere la acest program. Este un proiect bine primit de populație. Este un proiect cu impact și cu o satisfacție profesională extraordinară, pentru că vă spun din experiența colegilor care sunt la ora actuală în screening, pentru că vedeți dumneavoastră, au satisfacția în momentul în care un om este ajutat. Pentru că toți cei care au ajuns la colonoscopie au avut leziuni premaligne, adică n-a fost unul care să aibă o colonoscopie clară, nemaipomenită. Toți au fost cu probleme cei care au ajuns la colonoscopie și practic au ajutat oamenii de acolo să-și depisteze din timp niște leziuni care ar fi putut în timp să evolueze spre malignitate. Lucru extrem de important și cu satisfacție profesională imensă.
Aș vrea să și explicăm puțin ce conține de fapt acest program. Să plecăm de la testul FIT, să ajungem și la colonoscopia atât de temută și de, să spun așa, nedorită de pacienți, de ocolită de către pacienți. Da, de, cum se desfășoară operațional? Deci medicul de familie își depune un dosar de afiliere, așa se numește, dacă este vorba de București la Spitalul Militar Central, dacă este vorba de Sud Muntenia la Spitalul, la Institutul Clinic Fundeni. În urma acestui dosar se încheie un contract de furnizare a acestor servicii de screening, după care este dotat cu ceea ce are nevoie pentru a presta un screening de calitate. Apoi, fie el, fie ONG-ul care îl ajută, are loc această campanie de popularizare a programului în comunitatea în care își desfășoară activitatea. Și începe și înrolează pacienții. Începe, înrolează pacienții cu date pașaportale, tot în sistemul electronic de evidență al screeningului, după care se aplică un chestionar. Un chestionar de risc. Dacă pacientul respectiv, persoana respectivă, că screeningul este o modalitate de a depista în populația sănătoasă o afecțiune. Deci nu vorbim de bolnavi, vorbim de persoane sănătoase. Dacă persoana respectivă este decelată în urma acestui chestionar cu un risc înalt sau foarte înalt, respectiv are antecedente personale de cancer colorectal, are în familie pe cineva cu cancer colorectal, are pe cineva în familie cu sindrom Lynch sau cu polipomatoză familială. Toate aceste situații indică faptul că se încadrează într-un risc înalt și trebuie să meargă direct la colonoscopie. Dacă este o persoană cu vârste între 50 și 74 de ani și nu are acești factori de risc, se încadrează la un risc mediu, un risc obișnuit în cadrul acestei populații de între 50 și 74 de ani. Și atunci îi se oferă un test FIT, așa se numește, este un test fecal imunochimic. De fapt, ce face acest test? Depistează cantitatea de sânge din materia fecală printr-o metodă imunochimică. Este diferit de FIOBT-ul clasic, pentru că FIOBT-ul spune da sau nu, este sânge sau nu este sânge, dar nu știi cantitatea de sânge. De ce e importantă această cantitate de sânge? Este importantă pentru că poți să și planifici și să evaluezi gravitatea. Cu cantitatea de sânge este mai mare, cu atât probabilitatea de a fi cancer, o leziune care sângerează pe colon, este mai mare. Și atunci poți să ai niște predictori foarte evidenți. Și primești acest FIT, este instruit cum să-l efectueze. Persoana respectivă merge acasă, efectuează testul, aduce la medicul de familie. Medicul de familie îl depozitează, de la el pleacă la laborator, este prelucrat, rezultatul este încărcat în SES, este vizualizat de medicul de familie și pacientul respectiv este chemat. Fie să-i se spună că este negativ, ce are de făcut mai departe, respectiv să repete acest test peste 2 ani, pentru că într-adevăr, există o manșă de sensibilitate, specificitate, dar repeta o dată la 2 ani, ai șanse de a depista mai mult de 75% din cancer în stadiu incipient. Și dacă este pozitiv, este îndrumat către colonoscopie. Îi se explică ce este această intervenție. Această intervenție se face cu sedare. Lucru extrem de important. Persoana respectivă primește soluția, praful de reconstituire a soluției pentru pregătirea în vederea colonoscopiei de la medicul de familie. Medicul de familie stă de vorbă și explică cum să procedeze, astfel încât să aibă o foarte bună pregătire, pentru că dacă oricum se supune acestei investigații, este bine să o facă în mod corect. Astfel încât în beneficiul lui este să aibă o pregătire corespunzătoare.
după care este programat la colonoscopie. Centrul de screening stă de asemenea de vorbă cu persoana respectivă. Se iau anumite măsuri de ajustare a schemei de tratament, de măsuri de siguranță. Dacă persoana respectivă are tarată cardiac, este trimisă la un examen cardiologic înainte de intervenție. Deci, această colonoscopie este o intervenție care se face cu programare în deplină siguranță pentru pacient și cu sedare. Și apoi, în funcție de rezultat? După colonoscopie, pacientul este informat de centru de screening dacă este depistat cancerul, este deja programat ulterior pentru intervenție chirurgicală, dacă este un cancer care se pretează unei intervenții chirurgicale. Dacă este vorba de un polip adenomatos, se execută acel examen anatomopatologic care de asemenea este vizualizat în SES, iar pacientul, persoana respectivă, ține legătura cu medicul de familie. Să știți că, în general, la 100 de persoane care au efectuat acest test FIT, 5 au fost cu FIT pozitive. Deci nu e vorba de o cantitate mare de lucru cu persoanele pozitive. Într-adevăr, persoanele pozitive sunt ghidate prin acest demers foarte bine de medicul de familie. Și iarăși un efect al faptului că este implicat medicul de familie în acest proiect este faptul că gradul de returnare al acestor fituri este foarte mare. Și este descris în literatura, pentru că acest demers se efectuează prin medicul de familie, acest indicator este de asemenea mare. Deci și acest proiect pilot are toate premisele să meargă bine și să evolueze frumos. Pe ce durată se întinde proiectul și ce se întâmplă cu persoanele care și-ar dori să facă această testare, dar medicul lor de familie nu este în program? Poate să meargă la un alt medic de familie. Deci medicul de familie care este în program poate să includă în lista de testare nu numai pacienții din listă proprie, ci oricare persoană. Vă spuneam că există și aceste ONG-uri care pot veni cu pacienți. Deci se poate accesa acest program. Într-adevăr, și acest proiect se adresează persoanelor sărace. Deci, în special, dacă ești neasigurat, dacă ești sărac, dacă ești șomer, dacă ai un venit minim garantat, e momentul oportun să profite de asemenea de un astfel de program. Până când e valabil? Până la sfârșitul anului viitor.